Mergem la mare! Așa e la Cușeta, mi-a zis că e ok, dar nu știu ce să spun despre aceste condiții precare, precare, COVID, precare. Apropo, și biletul, dacă sunteți interesați, biletul costă 360 de lei și trenul arată ca și un tractor. Mă rog, ca tractorul lui Piști, vecinul nostru de la țară. Update cu femeia de, cum se zice, menajera. Așa, aranjați paturile. Hai, mai repede. N-am învățat nimic în Italia. Din fericire, suntem singure în acest compartiment minunat, dar timpul pare să stea pe loc. Mic update de la Osarma. Acolo sunt Adidas și mei. Stai că dăm un zoom, puși la rang, că merită. Unicornii. Și da, tavanul este la exact 2 cm. Da, ok, 360 de lei și avem, am o gaură în cum îi zice, cearcea a fost exact, atâta valorează, stați că vă arăt unde ești, acolo, e artă. Am ajuns! Welcome, Constanța! Na, hai, deschide apartamentul să vedem ce am rezervat. Da, sigur, sigur, dacă răspunde cineva, e de rău. Let's see. Wow! Ce drăguț! Very nice, very nice. Oh, plasma, Netflix. Avem mașină de spălat pentru pantalonii mei pe care am super murdărit. Yes! Să vedem baia. Nice, nice, nice. Și dormitorul. Chiar ok. Am mai descoperit o terasă închisă, mare, nu știu de ce cânt, mă cred, albă ca zăpada, și... Ok, Sesam nu vrea să se deschidă. Și aici un balcon. Viol. Da. Dar măcar cerul e albastru. Parcă, ok, așa e mai bine, cu picior afară, dar în rest, parcă era chiar lui bunii. Și acolo avem pe Amalia stil Aladdin, e un stil bunii, perfect. Hai la Casino Costanța și stai, și vița lui Buses Tracks again, am văzut undeva. Frumos. Nu ne-a surâs norocul la casino, pentru că este în renovare. Probabil că... Și oricum, noi voiam să prindem golden hour și am venit la după apus. Am spus bine apus, nu? Da! Yay! Anyway, acum mergem să mâncăm pentru că suntem lihnite, pentru că na, nu se poate mânca un puf-puf și să se trăiască în liniște și armonie cu stomacul. Și mergem să mâncăm pizza pentru că avem o poftă nebună de pizza, adică eu. Da, ce frumoasă! Da. Pentru... Tocmai am mâncat o pizza foarte bună de la Pizzico și au și Sushico, dacă vă place, în Constanța, recomandăm. Amalia are cu 4 formaggi și pomodoro, foarte bună și interesant, și eu cu
quattro formaggi pomodoro și pollo. Pollo, foarte, foarte bună și sos pican foarte bun și îmi curge nasul. Cât timp se răcește pizza, care este micul meu dejun, pizza fiind leftovers de aseară, pe care am încălzit-o prea tare în cuptorul cu microunde și acum se răcește în frigider, pentru că asta fac oamenii inteligenți. Verișoara lui Mickey Mouse. Sau stați, un zoom, aveți nevoie de un zoom. Sailor Moon. Și o recomandare de video. M-am uitat azi dimineața la cel mai amuzant video în timp ce Amalia, ca o fată harnică ce a mers la plajă, s-a trezit de vreme, eu nu. Am găsit cel mai amuzant video despre, cu referire la sirenele lui Andra Gogan. E făcut de Bogdan Tekes. Tekes, recomand, e mega amuzant, chiar am râs out loud la un YouTuber român, ceea ce mi se întâmplă. Check it out. Goodbye, brilliant apartments. Costanța. Și unde mergem? Costinești, here we go. Să dăm pe cocala și pisipa. Facem pesto făcut de Amalia, roșii sherry făcute de grădina lui Amalia, unde este dovleci shake cu năut făcut linte. De Amalia, linte, ups, și chifle pe care niște domnișoare de la care am cumpărat granita au binevoit să mi le vândă, pentru că nu am găsit nici un magazin de sus. Și brișcă. Și brișcă lui Amalia în caz că cineva își pune în gând să se pună cu noi. Deocamdată folosim doar la pesto. Nice. Cum să-ți uști părul atunci când nu ai uscător? Ajutor! Ajutor! Are cineva problema asta că nu se uscă părul? Orice-ar facem. Adică fir subțire și... Cum mi-a fost descris? Fir subțire. Adică nu ai nici păr bogat și nici nu ți se uscă repede. It's a win, win, win. Ok, prea mult soare. Și mă tem că o să pierdem din nou apusul, adică golden hour, gana, pentru poze, că așa sunt unii oameni mai superficiali ca mine. Apropo, am fost în Costinești, suntem în Costinești și am dat de plajă de nudiști. Și a fost o experiență, nu știu cum să spun, lumina cred că e foarte varză, ok, așa, o experiență traumatizantă, nu că aș fi o vreo pudică, dar e ciudat și noi ne-am pus undeva mai departe și ghiciți ce, s-au pus doi nudiști lângă noi. Îmi pare rău că n-am putut să o filmez pe Amalia, pentru că a spus niște chestii foarte inspiraționale. E ciudat. De ce vrei să faci plajă în modul ăsta? E o formă de putere? Te simți, nu știu, empowered? Vrei un bronz extrem de uniform? Nu... Nu înțeleg, îmi pare rău oamenilor, dar nu înțeleg. Și lăsați unii oameni, nu știu, aproximativ normali ca mine, cu traume și sunt copii și văd și... Sper măcar ca acei copii să uite. Și cam atât. E ok, e puțin aglomerat. Sunt multe, multe, multe alge. Dar, per total, ok. Dar e mai frumos până acum la Never See. În Constanța e mult net superior. În toate punctele de vedere. Aș vrea ca toată lumea să aibă o prietenă ca Amalia, care e gata să vină oriunde și să facă orice ca să-mi fac eu. O nenorocită de poză superficială. Ne-am băgat pe terenul cuiva, dar nu e o problemă, că aici mai era singurul petec de soare. Părul jumate ud că n-a fără uscător. Acestea astea, sper că nu sunt șerpi. Nu, vedeți ce v-am zis? Așa fată să tot ai. Și
Aia ar trebui să prindă pe epavă. Oricum, în poza cu mine vor fi două epave. În poza cu mine și epava, una sunt eu și cealaltă este cea faimoasă. Așa se poartă ochelarii la Costinești. La. Okay. Și acum mai sus, nu se poate. A făcut... Unde e Amalia? Oh my god. Am vrut să vrei să fii numai tu. Nu, de ce vreau să fiu numai eu? Uite ce super se vede cerul. Și epava. Ea presupune, care e cuvântul, a pretins astăzi, pentru că ăsta e cuvântul săptămânii, a pretinde, că ar fi un fel de urmaș al Argezii și că ea poate să vorbească doar în figuri de stil, metaforă. Incredibil! Deci când te-a față ascunsă, știești copilul ăla care se ascunde gen după perdea, ei se văd picioarele și e gen, nu o să mă găsesc niciodată! Adică să povestești numai tu, iară. Dar era despre tine, incredibil. Dar deci, tu aveai povestea. Acum apar foarte narcisistă, că gen, cred că vrei să filmi tu, numai tu. În cască. Nu mai pot. Știți când v-am zis că vă doresc o asemenea prietenă, m-am răzgândit. Oricum, s-a meritat să mă dau cu capul de toți pereții ca să mi se miuște părul. Și să m-am dat cu fixativ pe părul ud, nu recomand, e o mișcare de total dumbass. Doar că să venim aici, acum parcă s-a calmat vântul, așa, parcă s-a mai calmat, dar chiar când am mers acolo să facem pozele, nu în toate direcțiile. Vezi să nu freză udă dată cu fixativ. Friza! Hai să vă arăt niște poze cu Amalia, să vedeți ce superbă e fata asta. Uitați-vă la această ființă superbă, vă uitați cum arată, doamne. Ok, stați, zoom. Cât de superbă. Amalia? Da? De ce ești așa de frumoasă? E annoying. Dispari. Vedeți că ne despărțim după excursia asta. Mi-a dat domnul numai prietene faine, nu știu, să-mi fie greu în viață sau nu știu, deci. Mi-a făcut Amalia cea mai frumoasă poză din viața mea. A se vedea. Cât de fain a surprins un ochi închis și pe celălalt semi-închis și cât de... Da, sunt chiar... Nu știu, eu m-aș lua pe mine, sincer, de nevastă, adică așa fată, băi, fratele, nu se poate. Suntem pe Amalia, pe acolo. Costinești, plajă, aia e marea, nu se vede. Și așteptam să ni se facă pizza 4 formaggi la oră indecentă. Cât? 11. Și, da. Vieții faină. Și dacă vrei să vezi binele în tot, o să-l vezi în tot. Și dacă vrei să vezi răul în tot, o să-l vezi în tot. Și asta e concluzia acestei seri. Așa, am întâlnit un tip pe care cred că o să-l medităm la BAC. Eu la română, Amalia, nu știu, materiale. Deci tot ce ai menit să se întâmple, se întâmple și, da, discursul ăsta e ciudat. Noapte bună! În drum spre casă cu pizza mână, evident. Am descoperit luna asta roșie. Deci astăzi e o lună roșie, superbă! I'm home! Poftiți! Zici că-s la Vogue, aia 75 de întrebări. Aceasta este camera noastră din vamă. Poți să mă întreb. Mai bine, prezintă. Care este culoarea dumneavoastră preferată? Serios, așa sunt întrebările de la Vogue. Nu mi-am amintesc. Albastru, verde. Animalul de preferință? Cât de preferință să fie? Am înțeles, vă plec toate animalele. Camila. Floarea preferată, știu că floare. E aia. Gladiola. Bunica, stai, la revedere. Și bă, nu, asta nu contează. Na. O ardem cu stil. Da, e drăguț. Drăguț și nu. Și avem în sfârșit niște bronz. Adică arăt mai mult ca un rac. Uite-te. Roz, porculeț, alb. Așa e când te bronzezi cu costum la baie întreg.
Da. Te-am văzut alergând pe drum. Și eu veneam foarte relaxată și tu, furtuna. La următorului uragan ar trebui să-i pună numele Amalia, nu Katrina, nu. Acum ajung pe... M-am despărțit pentru câteva momente de Amalia, pentru că am vrut un moment la Ana del Rey pe plajă și chiar la mine și a zis că se grăbește. Încă nu-i telefonul meu. Și vreau să zic că am văzut alergând pe lângă mine, așa ca un uragan, și ăsta era telefonul și a dispărut. Deci harnică de Amalia a gătit paste. Mă, că nu am pinză. Ce n-ai? Nu am cu cele lua. Știi ce ar fi mers? Niște... Busuioc? Parmigiano? Parmigiano? Mm. Este smântul de gătit în acest vama. Nu mă refer pe deasupra. Știi, dar nu cred că sunt bun de pe așa de gătit. Și setting. Și acolo afară avem niște domni care vorbesc în continuu și am auzit tot. Nu mai pot. Constanța în București și mâine dimineață la 7 doar ajungem în Cluj. Ne așteaptă o călătorie minunată. Fericirile lui Iudita când se asortează cu oameni și absolut, e așa. Amalia mâncând un cartof prăjite, eu, creierul meu e prăjit și aici trebuie să spune, ești vagă, fadă. Nu, dragă, e oboseală. Ok, avem o porție de cartof prăjiți pentru că e de ajuns pentru ea, îi ajunge, e low cost. Și eu am meniu crispy strips cu sandwich, cu cartof, cu sosul de usturoi, the best. Și... Amen. Cheers! Cât de mulțumit ești că ai venit cu chestia.